De izvorul tămăduirii, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea Sfântului Ilie de la izvor Vasiova din județul Caraș-Severin. Preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul de vară al așezământului. Ierarhul și soborul slujitor alături de credincioși au coborât în procesiune la izvorul din apropierea mănăstirii, unde a fost săvârșită slujba de sfințire a apei. Dumnezeu ne-a ajutat ca în acest an omagial euharistic, anul 2014, să venim aici la Bocșa Vasiova, la cel de-al doilea hram, la praznicul Maicii Domnului, la izvorul tămăduirii, să sfințim apa și să gustăm cu toții din izvorul binefăcător pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și Maica Domnului ne-a ajutat să-l găsim și aici, aproape de orașul Bocșa. Mănăstirea ființează din anul 1905, având ca reper izvorul tămăduitor al Sfântului Proroc Ilie. Undeva pe la 1850, un miner de la Urna de Fier, rămânând fără vedere, a venit și noaptea dinspre 19 spre 20 iulie, a rămas, s-a rugat și s-a vindecat, dându-și cu apă de la izvor la ochi. Am venit special din Timișoara ca să iau apă sfințită de aici și în fiecare an, de altfel, vin. Ne bucurăm foarte mult, suntem apropiați acestei sfinte mănăstiri și rugăm pe Maica Domnului să ne tămăduiască și pe noi. Am venit ca să luăm apă sfințită de la izvorul tămăduirii de aici, de la noi din Vasiova, un izvor binecuvântat. Vremea a fost foarte bună, Dumnezeu a fost alături de noi. Din în fiecare an din Austria, de 24 de ani, sunt plecată din țară și vin în satul meu natal, în orașul meu natal, să iau apă sfințită de la izvorul tămăduirii. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.